Salutare, prieteni, am revenit la GSP Live. FCSB, FC Argeș 0-0 la pauză, după o primă repriză care a început mai bine pentru FCSB. Roșialbaștrii lui Edi Ordănescu au avut două ocazii mari de gol. Cea mai mare a fost evident al lui Claudiu Cheșeru, după o pasă superbă dată de Budescu. FC Argeș a fost salvat acolo de intervenția lui Tofan. Apoi, după acel start bun de partidă, FC Argeș a echilibrat, chiar aș spune că în a doua parte a reprizei chiar a dominat-o pe FCSB. Roșialbaștrii au părut destul de nesiguri așa în ceea ce privește posesia, dar discutăm despre ceea ce s-a întâmplat în această prima repriză cu Stelian Stancu. Salutare din nou, Stelian! Cum ți s-a părut repriza asta? Dacă ar fi așa să împărțim repriza ca la box, 15 minute bune pentru FCSB, cam cât au putut ei să alerge la un nivel bun, apoi mi s-a părut că FC Argeș și-a controlat în totalitate meciul, fără mari ocazii, cei drept, dar a avut acea posesie pe care și-o dorește Gigi. Posesia a fost, din păcate, pentru el la FC Argeș și cel puțin pe final de primă repriză. Da, ai dreptate. Începutul de meci a fost unul mai bun pentru FCSB, un început de meci energic așa, și cred că au încercat cumva să-i surprindă și să reușească să marcheze. Au fost foarte aproape să marcheze. Tofan a oprit acea minge spre poartă, care mergea spre poartă. După care este adevărat că FCSB-ul a scăzut din turație și poate datorită și FC Argeșului, care au făcut un joc foarte bun în partea a doua a reprizei și chiar și la începutul meciului și-au creat câteva contraatacuri, că cam pe asta sau din ce am observat eu așa în prima parte se bazează FC Argeș să recupereze mingea în jumătatea proprie și cumva să poată ieși din pressing-ul ăla, acela rapid pe care îl încearcă FCSB-ul. Dacă reușesc să iasă de acolo, chiar au reușit să aibă niște contraatacuri foarte bune. E adevărat, nefinalizate, dar destul de periculoase. Ni s-a rezolvat și necunoscuta aceea de dinaintea meciului. Latovlevici chiar a jucat mijlocaș ofensiv. Mi s-a părut cel mai activ, dacă nu chiar și cel mai bun om de la FC Argeș, cel mai prezent, oricum implicat în multe faze. Am văzut că bate toate fazele fixe. A fost fără prea mari realizări, dar a fost foarte activ și pe faza de apărare și pe faza de atac. A ajuns de foarte multe ori în partea stângă la centrare și a încercat și câteva execuții spectaculoase, dar din păcate nu i-au reușit. Dar eu știu, la Tobevici are capacitatea fizică să facă chestia asta, să fie și în apărare, să fie foarte bun și în atac. Numai că poziția asta cumva poate e puțin mai incomod, așa, neconfortabilă pentru el, că din ce știu eu și din ce l-am văzut, e mult mai bun când vine cu fața la joc din spate, din linia a doua. Dar nu s-a descurcat rău nici în această poziție. De asta zic că nu eram sigur așa că va putea, dar are, poate, a dovedit că poate. Ți se pare și ție că Budescu e așa, nu știu, departe de ceea ce s-așteptau fanii celor de la FCSB? L-am văzut ok, când vine vorba să mai dea o pasă printre, o pasă de geniu, așa cum se tot folosește, dar cred că e prea puțin, nu știu, mi se pare mult sub ceea ce a arătat el în primul lui mandat, ca să zic așa, de la FCSB. Cei drept, au mai trecut și niște ani, nu știu, ceva pare că nu se leagă acolo, nici nu e atât de prezent în joc. Da, într-adevăr, nu mai este la forma pe care a avut-o în primul mandat, dar cumva e și alt colectiv acum, este și altă echipă. El nu este un jucător care să o ia dintr-un capăt al terenului până în capătul celălalt și să derbleze tot. El îți dă pase, îți oferă o anumită siguranță când are mingea la picior. E adevărat că n-a avut așa multe realizări de când a venit în a doua, acum, de când a venit la FCSB, dar ați văzut și noastră când reușește câte o pasă precum cea dată lui Cheșeru, e absolut uimitor. A strecurat mingea aia, nici nu știu pe unde a strecurat-o. Erau doi jucători foarte aproape, unul de altul.
o pasă excelentă acolo și continuarea până la un anumit punct al lui Cheșeru a fost bună. L-a dezechilibrat acolo pe João Miguel, dar mă rog, finalizarea a lăsat de dorit. Până la urmă, da. Da, nici Florin Tănase, preferatul lui Gigi Becali, n-a fost așa în apele lui. Se vede la FCSB, asta voiam să spun, că pare că echipa nu e încă, nu știu, pregătită 100%. Par niște jucători într-adevăr cu ceva calitate, dar nu știu, momentan par așa. Se vede că nu s-au antrenat împreună, știi, par aduși așa din zone diferite. Sunt buni individual, dar ca echipă arăta mult mai bine FC Argeș, așa mi s-a părut mie. Exact. FC Argeș cu o agresivitate în plus față de FCSB. FCSB pe atac puțin apatici, așa, lenți, fără nimic să surprindă echipa adversă și de asta nici n-au reușit să își creeze mai multe situații. Pe când FC Argeș se vede că e puțin mai, să zic așa, mai înfiptă, mai agresivă decât FCSB-ul. Și reușește să totdeauna... Ei aglomerează foarte bine în jumătatea proprie și reușește să recupereze mingea destul de repede. Au venit cu lecția învățată pe FC Argeș. Adică știu ce vor de la acest meci și pot și o fac foarte bine chiar. Dacă n-ar fi fost Edi Iordănescu antrenor, puteam să fac pariu cu tine că vedem cel puțin 2-3 schimbări la pauză. Acum, na, fiind el antrenor, l-am văzut că nu prea schimbă la pauză decât în situații din astea de urgență maximă, dar pare că FCSB ar avea nevoie de niște suflu așa proaspăt. Nu știu. Da, într-adevăr. Par obosiți. Au părut obosiți după primele 15 minute. Da, glumind puțin... Aveau cotă 0,01, că erau 3 schimbări la pauză, dacă nu era domnul Iordănescu antrenor. Dacă nu, cumva le făcea pe toate 5, că s-au mai întâmplat. Da, e adevărat. Într-adevăr, cred că acum, mai în glumă, mai serios, cred că FCSB-ul ar avea nevoie de niște forțe proaspete să schimbe puțin dinamica jocului pe faza de atac. Am vorbit noi la începutul intervenției noastre, în prima noastră intervenție, de fapt, Straton, Crețu, Șut, Octavian Popescu, Dumitr, Vali, Gheorghe, Perianu, Musi și Cordea sunt rezervele pe care le are la dispoziție Edi Iordănescu. Cine crezi că ar putea schimba fața jocului pentru FCSB? Eu unul aș introduce pe Crețu în banda dreaptă. În locul lui Haruț. Da, pentru că este mult mai ofensiv decât Haruț. Haruț pe faza de apărare și-a făcut treaba, dar pe faza de atac... Inexistent, da. Da, nu și aduce aportul. Nu ajută echipa cu nimic. Aici aș face o schimbare și... Cred că Cordea. Tot cred acolo, în banda dreaptă, în locul lui... Da, nu știu sigur dacă Ian Stoica. Ian Stoica sau... Cuiva. Pentru că Cheșeru și el a avut decât acea situație și în rest nu au ajuns foarte multe mingi la el, dar el este un punct de referință al echipei în atac și de la el te aștepți cu o execuție, cu ceva să deschide scorul, să înscrie. Este un marcator și cred că ar trebui ținut în continuare în teren. Cam asta ce aș vedea eu deocamdată. Ar putea veni în teren, de pe bancă. Crezi că Edi Iordănescu, deci nu e neapărat vorba de curaj aici, dar crezi că va risca așa să-l schimbe și pe Budescu? O personalitate puternică, Budescu, dar a mai surprins Edi Iordănescu, l-a schimbat atunci cu Chindia, cred, și pe Cheșeru, deși era încă 0-0. Cheșeru a fost atunci destul de nemulțumit. Crezi că acum va umbla și la grei, ca să spunem așa, sau încă îi mai păstrează? Dacă crede că schimbarea unuia dintre ei ar aduce punctele, sunt convins că ar face. Adică nu cred că duce lipsă de încredere și de curaj să facă chestia asta, pentru că e pus acolo pentru a lua decizii și deciziile pe care le ia în favoarea echipei ca să câștige punctele, nu pentru altceva. Acum nu contează că e Cheșeru sau că e Budescu. Așa văd lucrurile și cred că așa le vede și dumnealui. Ce crezi că... Mă gândeam acum la declarațiile lui Gigi Becali, care a spus că vrea posesie. Pe el nu interesează să câștige echipa și vrea posesie.
Îmi închipui că la cum s-a văzut așa finalul ăsta de primă repriză, ochiometric doar pentru că n-avem încă datele exacte, cu mingea mai mult la FC Argeș și cu FC Argeș în jumătatea celor de la FCSB, îmi închipui că Edi Iordănescu nu e într-o situație prea plăcută acum. Echipa vine după pandemia asta, după focarul ăsta de coronavirus, presiunea lui Gigi Becali, pentru că sunt sigur că undeva în subconștient există acolo întipărită dorința asta lui Becali de a avea posesia. Cred că e un pic așa de presiune acum. Nu te ajută nici jocul, nu te ajută nici scorul. Ce faci? Da. Ce să zic? E destul de greu când vii după perioada asta așa. E adevărat, are niște circunstanțe jocul acesta. Puțin fără vlagă, fără apatic, așa, fără să reușească să aibă o posesie consistentă. Nu cred că ar trebui să-și facă prea multe griji, pentru că sunt convins că domnul Becali înțelege situația prin care a trecut echipa în ultimele zile și în ultimele săptămâni și nu cred că este absurd să pună presiune după o asemenea perioadă. Mamă, că de ce? Eu cred că domnul Becali ar fi bucuros dacă a reușit să câștige cele 3 puncte și mai puțin cât de bine au jucat sau cât de bine s-a mișcat echipa în seara asta, la meciul din seara asta mă refer. Pe parcurs, în continuare, la următoarele meciuri, probabil că prestația echipei va fi cu totul alta și lucrurile vor fi mult mai bune. Dar acum este o situație mai specială și sunt convins că înțelege domnul Becali. A fost o fază în startul partidei, judecată un pic ciudat așa de arbitrul Andrei Antonie, acea fază la un duel dintre Ișvan și Iulian Cristea. A fluierat prima dată penalti, asta e clar, pentru că abia după consultarea cu tușierul s-a răzgândit. Crezi că a fost decizia corectă? A părut așa că... Știi cum e? Ambele faulturi au fost, numai că unul a fost înaintea celuilalt. A fost fault și la împingerea lui Ișvan, a fost apoi și fault la căderea lui Iulian Cristea peste Ișvan în careu. Eu zic că a fost decizie corectă. Nu a fost penalte, a fost fault înainte la Ișvan, l-a împins pe Cristea și apoi s-a petrecut faultul lui Cristea asupra lui Ișvan. Bun, până la urmă, vezi, am avut dreptate și eu când am zis că o să avem să vorbim ceva și despre arbitraj. Ai avut și dreptate când ai spus că nu o să vedem goluri în prima repriză, pentru că ne apropiem acum de final și trebuie să mergem să vedem și repriza a doua. Zi-mi dacă vedem goluri până la final sau rămânem pe 0-0 ăsta destul de trist pentru noi. Și dai, eu zic că se marchează. Dai și un scor corect? Adică, sau rămâi doar așa, corect, la alibi, că se marchează? Nu, la alibi. Zic scorul. 2-1 pentru FCSB. Am înțeles. 2-1 pentru FCSB. Și hai să mergem și mai departe, ca să facem scenariul perfect. Poate vor oamenii să au prins încredere în tine cu pariurile și vor să meargă și pe marcator. Cine marchează? Da. Păi... cu cele mai mari șanse ar fi Keshev. Dublă? Că ai zis 2-1 și m-am gândit că poate... Keshero 1 și al doilea... Tănase. Am înțeles. Mulțumesc mult, Stelian. Ne auzim și la finalul meciului. Să vedem dacă ți-au ieșit pronosticurile. Cam atât, prieteni. Mergem să vedem repriza a doua de la FCSB FC Argeș și evident întoarcem la finalul meciului pentru a comenta rezultatul final al partidei de la Buzău.